Bună ziua, dragii mei! Ce mai faceți voi? Sper că sunteți cu toții bine. Eu am revenit cu un video, ca de obicei, un video mai special, îl numesc eu, deoarece voi face un video cu aceste carduri ale Lordului Ganesha, să-i spun așa. De foarte puțin timp am primit acest set de cărți, da? Cu Lordul Ganesha. Pentru cei care poate încă nu ați văzut, vizionat video-ul meu de ieri, unde am vorbit puțin despre Ganesha, da? Și pentru că cineva drag mi-a dăruit acest set de cărți, știind că eu îl iubesc foarte mult pe Lordul Ganesha, o să încep să fac filmulețe video cu aceste cărți pentru toate zodiile, începând cu Berbec și terminând cu Pești. Da? Și să nu mai o lungim. Dacă crezi că această lectură nu ți se potrivește, te rog să o ignori. Această lectură este pentru persoanele peste 18 ani, atât bărbați cât și femei, căsătoriți, văduvi, divorțați și singuri, da? Să știți că sunt niște carduri foarte frumoase, eu le ador și am inima plină de bucurie că le-am primit, că le am acum în mâinile mele și totodată împărtășesc cu voi bucuria mea. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine. Și să ne bucurăm împreună, da, de cărțile Lordului Ganesha. Eu așa îl numesc pentru că este un domn, este un sfânt, eu îl iubesc enorm de mult. Este domnul tuturor începuturilor. Să vedem ce mesaj are Lordul Ganesha pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendent în Capricorn. Dragul meu Ganesha, ce mesaj ai tu pentru Capricorn în acest moment? Te rog să-mi spui, care este mesajul tău pentru Capricorn în acest moment? Perspectivă. Dragi Capricorn, mesajul Lordului Ganesha este înțelegere, trezire, conștientizare, autoevaluare. Recunoașteți adevărul suprem dincolo de limitele aparente. Onorează calea pe care ai mers atât de mult cu frică, chiar și ai ales-o pentru a te cunoaște pe tine însuți. Ganesha, în imaginea din acest card, stă în meditație tăcut. Întemeiat de respirația lui, el este un canal clar de cunoaștere liniștită.
cu ochiul interior concentrat și inima deschisă, strălucitor, el se bucură de viziunea propriului adevăr. Raze de lumină universală strălucesc prin ele. Dați pe aici, așa. Da? Acest card mai transmite și autoevaluare și înțelegere de sine. În lumea noastră modernă există atât de mult schimbul de informații printr-o varietate atât de mare de medii: internet, telefon, TV, radio, gură în gură, cum spun eu, etc., încât putem cădea rapid în obiceiul de a căuta răspunsul în afara noastră, pe care le căutăm. Prețuim opiniile altora dincolo de ale noastre, să știm ce să mâncăm, cum să acționăm, cum să visăm, unde să trăim și pe cine să iubim. Făcându-ne timp pentru a ne cunoaște cu adevărat, ne extinde conștientizarea. Ne face mai ușor să creștem din experiențele noastre. Nu numai că ne dă putere de caracter, dar ne permite o mai bună înțelegere a celorlalți oameni și a împrejurimilor noastre, permițându-ne să vedem dincolo de circumstanțele de suprafață, în curenții mai profunzi din interior. Aceasta este o perspectivă. Este timpul să cultivi înțelegerea, examinând cu onestitate cine ești tu de fapt, călătoria ta trecută și cine ai devenit acum. De asemenea, este timpul să vă revendicați, dragi Capricorn, capacitatea divină de a vedea dincolo de tu, de voi, cu o lentilă clară a nejudecății. Luați în considerare experiențele voastre, relațiile și stilul de viață pe care îl duceți. Reflectați asupra experiențelor care v-au influențat cel mai puternic drumul, calea. Ce trăsături și obiceiuri ați dezvoltat sau moștenit și absorbit pe parcurs? Trăiești în aliniere cu persoana în care ai devenit cu adevărat? Unele aspecte despre tine, drag Capricorn, le vei iubi și acestea pot fi punctele tale forte. Dacă există unele de care nu ești mândru, atunci acesta este primul pas pentru a decide cum ți-ar plăcea să schimbi anumite aspecte despre modul în care trăiești. Lordul Ganesha vă permite, dragi Capricorn, să alegeți să vă schimbați sau să vă schimbați calea, să vă schimbați drumul într-o direcție pozitivă și împlinită. Prin prisma perspectivei, sunteți capabili să faceți alegeri mai bune în viața voastră și să vă creați viitorul pe care vi-l doriți. Sunteți capabili să fiți cea mai bună versiune a voastră înșivă, pe care puteți fi.
Perspectiva permite empatia, înțelegerea și compasiunea pentru alți oameni, ceea ce poate beneficia doar de orice relație în care alegem să ne angajăm. Perspicacitatea își ridică conștiința, dragi Capricorni, adăugând o scânteie luminii care se desfășoară mereu a conștiinței universale. Trebuie să învățăm să ne bazăm pe noi înșine, dragi Capricorni, să ne ascultăm inimile și sufletele, uitându-ne în interiorul nostru și nu în afara noastră pentru răspunsurile pe care le căutăm. Avem tot ce ne trebuie pentru a merge mai departe. Trebuie să ne permitem să creștem și să evoluăm. Noi suntem adesea ceea ce ne ține pe spate, teama de eșec, de respingere sau de judecata celorlalți. Ne pierdem curajul și ne lipsește puterea de a merge mai departe. Ne uităm la ceilalți să ne spună în ce direcție să mergem, cum să ne trăim viața. Nu avem încredere în noi înșine să luăm decizia corectă. Dacă ne uităm îndeaproape la ceea ce am învățat din greșelile noastre percepute, putem recunoaște înțelepciunea din interiorul nostru. Atunci, nu mai trebuie să ne temem de repetarea tiparelor vechi. Putem merge în siguranță către ceva nou. Putem elibera durerea de la fiecare nivel, corp, minte și spirit, fără a mai permite acesteia să ne țină ostatici. Ești cine ești, drag Capricorn, în ciuda tuturor celor întâmplate și datorită a tot ceea ce ai trecut. Și oricât de dureros ar fi fost, este în regulă să treci peste ele acum. Ești un om frumos, puternic și pasional și ai atât de multe de împărțit lumii. Ține minte, dragule, draga mea, ești un gangster spiritual. Drag Capricorn, și acum poți să îmbrățișezi darul înțelegerii și să-l folosești pentru a merge mai departe în călătoria ta. Namaste!